Este 10 dimineața în Istanbul și noi ne pregătim să plecăm. La 11, microbuzul nostru o întinde spre românica noastră iubită. Asta e Hanaracu de ieri, by the way. Și-a luat și Ionesca unul identic. Cu sunetul ăsta ne-am trezit noi dimineață. Bă, în ambele dimineți în care am fost aici. E perete în perete cu noi, gălăgia asta. Ionesca pleacă. Ne-am strâns bagajele. Ai punga cu rahat. Ce-a luat Ionesca aici? Mi-a luat Fusti, care este un fel de Nesti, dar tot de pepene, mult mai bun. Ionesca ne-a venit dependentă de aceste Fusti-uri. Nu, mă întorc sunt microbuz. 10 ore de dus pe casă. Nu le așteptam. Mi-era dor. Suntem în vama la turci, pe bulgari. Ionesca e, nu știu ce a pățit. Ce era fața asta lângă fata? Mi-a mulțumit Andrei pentru stixuri și nu știam ce mulțumește. Să le dau mai multe de 30. Asta înseamnă că mai sunt vreo 5, maxim 6 ore de drum până acasă, București, lasă șic. Ce zile mea. Dezinfection fee, 4 euro ca să dea cu niște apă pe sub mașină. Pagă. Da, frate. 4 euro. Am venit-o 4 euro, mă. Dar nu fac și eu în capul străzii la mine. Băi, ești nebun, în Bulgaria îți deștepți, mă, îți deștepți la eu. Am intrat în București! Bine, Bobo! Mai zis să luăm pe Sasha! Ajuns, am ajuns, am ajuns! Asta și ca! Stai, stai! Bună seara! Bună seara! Sasha! Sasha! Ce faci, mamă? Ce faci, suflete? Bine! Ne ceartă! Gata, suflet, gata! Bobo, stai așa, tu zi acesta a fost, că ai onoare! Acesta a fost vlogul de azi. Hey!